Premieră pe străzile din municipiul Buzău, zeci de asistați sociali au fost scoși la muncă în folosul comunității. Înarmați cu lopeți și mături, beneficiarii venitului minim garantat au ieșit la dezăpezire. Numai astăzi, o echipă de 15 asistați munceau cot la cot cu lucrătorii RER în cartierul Micro 14. În funcție de sezon, ei desfășoară activități fie de măturat stradal, fie de dezăpezire, cum se întâmplă în momentul de față. Este un ajutor în sensul în care reușim să acoperim și alte zone pe care cu lucrătorii noștri din cadrul RER nu reușim să le acoperim. Acesta este cazul și cartierului Micro 14, care din păcate nu este acoperit de lucrătorii noștri stradali. E bine. Ați mai ieșit până acum la dezăpezire? Am mai fost, da. Câte ore trebuie să munciți pe săptămână? Până suntem cu ajutorul social. Și cât timp trebuie? 3 zile pe lună. Și e greu? Conform datelor de la Direcția de Asistență Socială, luna aceasta 280 de persoane vor trebui să presteze muncă în folosul comunității. În această perioadă, asistații sociali vor dezăpezi cartierele din oraș, apoi vor ajuta la curățenia de primăvară. Anul trecut erau, să spunem, repartizați o serie de beneficiari de asistență socială și la societatea Urbis, însă pentru o mai bună coordonare s-a decis ca aceștia să fie repartizați la RER Ecologic. Ei execută muncă în folosul comunității. În această perioadă ei au fost scoși la dezăpezire, urmând ca după încălzirea vremii aceștia să execute orele de muncă în folosul comunității pentru salubrizarea orașului, în special la curățenia de primăvară. Conform legii, beneficiarii venitului minim garantat au obligația de a presta muncă în folosul comunității câteva ore pe săptămână în funcție de afecțiunile medicale pe care le au.